Romii din România constituie unul dintre grupurile etnice minoritare cele mai mari din țara noastră. Conform recensământului din 2011, ei numărau peste 620.000 de persoane, adică 3,3% din totalul populației. Există opinii că aceste cifre nu corespund realității. Potrivit unor estimări, la nivelul anului 2013, romii sunt 10% din populația României, reprezentând circa 1,5 milioane de persoane. În România trăiesc aproximativ 1.500.000 de romi. Astea sunt estimările Băncii Mondiale, ale Consiliului Europei și ale Agenției Naționale pentru Romi. INSE-ul ne spune că în România trăiesc 624.000 de romi. Există o diferență majoră între cele două cifre. În comunitate unde lucrez eu, maxim 20% dintre case au apă curentă. Maxim 20% din familii au o baie sau o toaletă înăuntru în casă. Și, bineînțeles, aproape jumate dintre ei au un acoperiș stricat și podeaie de pământ, din pământ. De-a lungul timpului s-au realizat programe speciale pentru integrarea romilor care au adus îmbunătățiri vizibile. Însă unul dintre cele mai de impact instrumente a fost Cuvântul lui Dumnezeu, după cum au observat cei care s-au implicat în comunitățile de romi. Romii au nevoie de Evanghelie și spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu mi-a dat ocazia ca în ultima perioadă de timp să plantez o biserică în rândul unei comunități de romi în localitatea Măguri. Am văzut dorința lor sinceră de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am văzut pasiunea lor pentru muzică, am văzut interesul lor pentru a-și schimba viața și dorința de a investi în generațiile care vin și mulți dintre ei au ajuns la concluzia că Evanghelia are soluții pentru rezolvarea problemelor comunităților de romi. Am avut posibilitatea să-i văd pe frații romi și uneori trăiam cu impresia că Dumnezeu a luat harul de la alte popoare, inclusiv de la poporul nostru român și l-a dat pentru vremea asta fraților romi. Odată ce Evanghelia pătrunde în comunitățile de romi, se observă creșterea interesului pentru o viață diferită și pentru educația tinerei generații. Totodată au loc schimbări sociale. Dintr-o comunitate unde oamenii beau, se tăiau cu cuțitele, le era frică la oameni să treacă pe stradă, în loc de 3 baruri s-au ridicat 3 biserici. E, acolo, într-una din bisericile din Murgen, noi am deschis un centru de zi, lucrăm cu copiii și adulții au început să-și schimbe și atitudinea când au văzut că noi ne ținem promisiunea. Au văzut cu adevărat ne pasă de copiii lor și că vrem să le dăm o altă șansă pentru viitorul lor. Sunt plăcut impresionat și mă aștept ca ceea ce văd astăzi, că seamănă foarte bine cu ceea ce se întâmplă cu evreii când au ieșit din Egipt, să ducă la o următoare generație care vor avea maturitate, își vor permite să abordeze problemele grele din comunitatea lor, care să vizeze transformarea întregii societăți. Integrarea romilor în societate poate avea și un important impact socioeconomic pe termen lung. Se estimează că în următorii ani în România vor fi mai mulți pensionari decât persoane integrate pe piața muncii. Să știți că pensiile noastre pot fi plătite de romi. Spun acest lucru conștient fiind și totodată vrând să trag un semnal de alarmă că un procent de 30% din populația activă romă activează pe piața forței de muncă în mod licit. Dacă nu vom înțelege acest lucru și nu vom integra pe piața forței de muncă în următorii ani romii, s-ar putea ca în momentul în care vom ieși la pensie să nu avem cine să ne plătească pensiile. Alpha,